Bună tuturor celor din Zodia Gemeni și bine v-am regăsit, oameni frumoși, la etalarea pentru partea amoroasă. Să vedem ce o să se întâmple în viața voastră amoroasă în intervalul între 15 octombrie 2023. Și începem cu mesaje din partea ripilor iubirii. Și vi se transmite un următorul mesaj. Această viață este menită pentru voi să vă bucurați de tot ceea ce vine și îngerii vă adoră pentru că sunteți naturali, pentru că sunteți exact așa cum v-a lăsat Dumnezeu pe pământ. Dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă place ceea ce fac pentru voi, nu ezitați să-mi lăsați un like sau să vă abonați acestui canal pentru că nu vă costă absolut nimic. Bun, haideți să vedem în primul rând energia principală pentru acest interval de timp. Și aici avem un rege de monede. Voi vă gândiți la lucruri serioase și de lungă durată, vă doriți o relație asumată, o relație în care persoana iubită să-și asume tot ceea ce face, ce spune, dar în primul rând să fie acolo lângă voi, trup și suflet. Într-adevăr, aveți o energie foarte puternică în preajma voastră, o persoană probabil în semn de pământ, taur, fecioară, capricorn. Este o, este o perioadă destul de stabilă în care vă faceți planuri de viitor și chiar în viața unora dintre voi poate apărea un copilaș, poate apărea o sarcină sau chiar nașterea. Îmi apar fel și fel de idei, fel și fel de discuții, dar momente foarte plăcute, foarte tandre, petrecute în preajma persoanei iubite. Poate trebuie să faceți niște alegeri, fie împreună, fie separat. Poate vreți să vă surprindeți cu niște gesturi plăcute în perioada aceasta pentru că văd și faptul că veți cumpăra ceva pentru persoana iubită sau poate persoana iubită va fi cea care vă va surprinde cu un gest plăcut. Bun, dar țin să menționez și faptul că aici sunt și anumite energii de trio amoros. Unde? pe de o parte cu o persoană este implicat trup și suflet în relație cu dorință de a întemeia o familie, iar cu cealaltă persoană este doar strict din punct de vedere intim. N-aș să vă zic care sunteți din aceste persoane, pentru că vă văd împliniți aici, adică cred că voi sunteți cei care ați apărut în relația aceasta, dar persoana la care voi vă gândiți, pe care voi o iubiți, tot vă spune că o să se despartă, că se mai întâmplă ceva, și după care o să fiți împreună pentru totdeauna. Mai pot apărea și discuții, așa în contradictoriu, dar văd și niște planuri de viitor. Ce mai probabil. Va fi o perioadă în care totul va fi constant. Haideți să vedem ce aveți pe suflet. Vă simțiți abandonați? Care este motivul? O trădare. Cred că ați fost părăsiți, ați fost dați la o parte. Persoana iubită a plecat așa, pur și simplu din viața voastră, poate chiar fără nicio explicație. Simțiți un gol în sufletul vostru, vă simțiți pustii ați vrea să schimbați lucrurile acestea. Ia să vedem. Vă tot gândiți, da, ați aflat de trio acesta amoros sau ați aflat că persoana respectivă nu are de gând să renunțe la cealaltă persoană sau că vor urma să devină părinți. Ceva, ceva a fost pentru că v-a golit sufletul, pur și simplu, v-a lăsat și cu foarte multă confuzie. Voi nu, încă nu știți concret ce simte această persoană și ce are de gând să facă pe mai departe. Pentru că totul a mers minunat. Până în punctul în care această persoană ori va recunoscut că are pe altcineva și urmează să devină părinte sau nu știu, să rămână în acea relație, ori ați aflat că este cu altcineva, iar lucrul acesta va a îngenunchiat, v-a pus la pământ. Vă mai văd niște explicații care o să vină din partea acestei persoane, deci totul nu se termine aici, mai, mai ales că voi ați avut seri petrecute împreună, nopți petrecute împreună. Iar persoana aceasta chiar are de dat niște explicații cum a putut să petreacă timpul respectiv cu voi dacă era într-o altă legătură, într-o altă relație. Și hai să vedem ce se întâmplă. Nu vă găsiți liniștea, pentru că această persoană nu a venit pur și simplu în viața voastră, văd foarte multă maturitate, iar persoana aceasta va trebui să-și asume relația, ceea ce se va și întâmpla. Eu îl văd, văd schimbat sau o văd schimbată în atitudine, poate fi dacă sunteți femei trebuie să alegeți între doi bărbați, dacă sunteți bărbați mai este cineva implicat în viața doamnei voastre. Multă îngrijorare, multe, multe gânduri, cred că veți pune această persoană pe gânduri, da? Relația nu se încheie aici cu una, cu două. Ce va fi între voi? Împăratul, da? Voi veți pune piciorul în prag. Nu veți mai accepta nimic cu ușurință. Vreți ordine, vreți disciplină, vreți determinare, da? Vreți să știți sigur ce va fi pe mai departe. Poate veți face cu un berbec. Ca ori Fecioară Capricorn apare în continuare la voi și semne de foc, leu săgetător, dar și berbecul de care tocmai v-am spus. Apare un nou început, dar mi-apar și multe discuții în contradictoriu, gelozii, înțepături. Voi vă doriți foarte mult ca această persoană să învețe ceva din toată experiența sau ce s-a întâmplat în viața voastră până acum în relația voastră și să învețe să vă iubească mai mult, să vă prețuiască mai mult și cred că aici nu vă puneți de acord pentru că aveți de-a face cu o persoană destul de încăpățânată. Dar vă văd că o reușit, ajungeți la un numitor comun sau faceți o înțelegere. Faceți o înțelegere pentru că și persoana aceasta la rândul lui, la rândul ei vă cere ceva. Dar fiecare trebuie să lase de la el, fiecare are câte ceva de pierdut, nu e o relație ușoară. dar uh, gesturile reci, uh, pe care vi le faceți reciproc sau uh, fiecare trebuie să renunțe la ceva și nu-i de bine. Pentru reușit acestei relații. Dar văd și o relație ascunsă, deci vă ascunde să nu vă vadă lumea. Trebuie să aveți mare grijă, pentru că văd multă judecată, critică, explicații de dat. Ce vrea această persoană cu adevărat? Să aveți răbdare, să o așteptați, să-l așteptați. Nu se simte pregătită în totalitate pentru această poveste. Deși vă spune că vă iubește, pentru că vă poartă în suflet vă poartă în inimă. Numai că momentan este nehotărât, nehotărâtă și trebuie, îi trebuie timp. Nu avem un săgetător, rac, scorpion, pești, geme în balanță vărsător și tauri, fecioară, capricorn. Deci ce vrea persoana aceasta cu adevărat? Să aveți răbdare pentru că își dorește să fie cu voi, doar că trebuie mai întâi să-și clarifice povestea deja existentă. Poate sunt niște acte de semnat. Poate fi vorba și de faptul că lucrează la ceva și nu vrea să fie deranjată, deranjat. Îmi apare și o situație veche, poate niște lucruri de împărțit, o casă de împărțit. Există, da, un bun, poate un divorț cu partaj sau poate o moștenire. Nu lasă o casă, nu lasă o relație pentru că este ceva de primit de acolo. Dar își dorește să aveți răbdare, da, pentru că vă iubește. Ce vine pe neașteptate, mm, marile preot, lecții, lecții, dar și șanse. Cineva este cu ochii pe voi. Uh, vine o șansă de a fi fericiți. Poate mergeți la un preot, poate vă spovediți în perioada următoare, dar văd și o legătură cu o persoană din străinătate sau cu o persoană în zodia ta. Un noroc în dragoste un noroc în dragoste care vine așa pe nepusă masă sau o situație care, cred că va fi o răsturnare de situație. Uh, vă văd foarte norocoși, vă simțiți norocoși, vă simțiți compleți. Alții dintre voi vă veți cunoaște adevărata jumătate. În alte situații veți întâlni pe cineva de la drum lung, veți începe să comunicați, deși la început vi se pare așa dubioasă combinația. E ca și cum ziceți, băi, dar ce vrea omul ăsta la mine, ce vrea femeia asta la mine. Parcă intrați în vorbă, vă împreteniți. Poate fi vorba chiar și de o legătură amoroasă în urma unui proiect, a unei colaborări, a unui loc de muncă. Este o persoană care își dorește schimbare. Iar simte, simte în voi schimbare. Tare mică, unii dintre voi chiar veți întâlni persoane noi. În alte situații, clarificați, concretizați, trageți niște concluzii, faceți niște înțelegeri cu persoana iubită ca toată lumea să fie fiercită. Dragilor, cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi, vă, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!